Două tinere din Bălți au născut chiar de Ziua Internațională a Copilului. Cu această ocazie, mămicile au fost felicitate de către autoritățile locale, care le-au oferit cadouri și câte un sprijin financiar de 5.000 de lei. Pe data de 1 iunie au venit pe lume două fetițe perfect sănătoase. Ivan, diplom, Natalia Ciubara are 25 de ani. Pe 1 iunie a devenit mămică pentru prima dată. A adus pe lume o fetiță pe care a numit-o Amelia. S-au început durerile de pe 31, dar o vrut să iasă pintăi. Am născut-o la ora 14:48. Înseamnă o zi cu noroc. Prima zi de vară, ziua copiilor, o zi cu soare. A fost un copil dorit și este... Și Inga Paruta din Bălți este la prima sa naștere. Тяжело проходило, но благодаря Богу все хорошо. Девочка Ульяна зовут, 3,451 сантиметр. Спасибо Богу, все удалось. La Bălți a devenit o tradiție ca micuții care se nasc de Ziua Internațională a Copilului să primească cadouri împreună cu mămiciule lor. Autoritățile le-au oferit hrană pentru bebeluși, scutece, produse de igienă și jucării. Un obicei special, deosebit, să omagem copiii care s-au născut anume de Ziua Crotirii Copilului. Și anul acesta, pe lume, în municipiul Bălți, au venit două bălțence, două fetițe care din partea administrației publice locale, în numele primarului municipiului Bălți, au primit cadouri. Anul trecut am avut 7 copii, anul acesta doar 2 copilași. Noi, pe хорошим, наверное, традициям в Бельце, кто родился 1-го числа, мы дарим денежные подарки и подарки, которые нужны сегодня для молодых мамочек. Это игрушки, это памперсы. К радости тому, что бельчанки не собираются уезжать никуда из нашего города. И я думаю, что будущие девочки, которые родились, и будут здесь расти в нашем городе. И также они будут работать на благо нашего города. Вот такое доброе и яркое событие. În total, de Ziua Copiilor, la Centrul Perinatologic din Bălți au venit pe lume 8 bebeluși. Au văzut lumina zilei două fetițe din municipiul Bălți cu frumosul nume Amelia și Uliana. Iar echipa de bebeluși a mai fost completată cu încă 4 băieți și 2 fete din raioanele Republicii. Eu sper că ei vor crește în radostea părinților. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Amintim că după lungi așteptări, Centrul Perinatologic din Bălți își schimbă sediul. Secția de ginecologie din cadrul maternității a fost deja transferată în incinta Spitalului Clinic din oraș. Noul sediu va fi dotat cu echipament medical modern și tot mobilierul necesar.